Doamne, sunt un păcătos și eu nu știu dacă Tu existi sau dacă ești real. Până acum am fost învățat că Tu nu existi, că Tu nu ești Dumnezeu, dar cineva pe internet, Doamne, spunea că Tu existi, spunea că Tu ești real, spunea că cerurile și pământul au fost făcute de Tine și tot ce este în jurul nostru și are suflare și se mișcă, Doamne, sunt create de Tine. Doamne, eu nu știu dacă e adevărat ce se spune și pare că nu e adevărat, dar, Doamne, vreau să Te cunosc. Dacă Tu existi cu adevărat, vreau să Te cunosc, Doamne, descopere-mi-Te. Vreau să simt pacea Ta, vreau să am bucurie, vreau să am salvare, vreau să am mântuire. Cel pe care l-am ascultat pe internet spunea că dacă nu Te accept în viața mea, ca Mântuitor, ca Domn, voi fi un suflet pierdut și pierdut pentru vecii vecilor și voi merge într-un loc îngrozitor, în iad, într-un foc veșnic. Doamne, eu nu știu dacă există, pentru că eu sunt un ateu, dar vreau să mi Te descoperi. Vreau să cunosc adevărul. Doamne, vreau mântuirea sufletului meu. Arată-mi-Te, Doamne. Cercetează-mă, Doamne. Vorbește-mi, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Ascultă-mă, Doamne, căci Tu poți. Îndură-Te de mine. Îți mulțumesc. Amin. Fiule, iertate îți sunt păcatele, pentru că Tu m-ai rugat, eu Te-am iertat. Pentru vina Ta, eu am plătit pe crucea din dealul Golgota. Fiule, Te iubesc, pentru Tine mi-au fost trepunse mâinile și picioarele, pentru Tine a murit pe cruce răstignit, ca Tu să ai viață și să ai din belșug. Te iubesc, îți dau pacea mea și nu ți-o dau cum ți-o dă lumea. Să nu ți se întristeze inima. Păcatele tale, care sunt multe, sunt iertate de mine. Fii binecuvântat, fiule meu. Amen. Aleluia! Dumnezeu există. Dumnezeu mi-a vorbit. Mă simt ușurat, eliberat. Și-am primit pace în inima mea. Îți mulțumesc, Iisus! Îți mulțumesc! Sunt așa de fericit, căci mi-ai iertat păcatele și fără de legile. Sunt așa de fericit că Tu mi-ai vorbit prin Duhul Sfânt. Nu merit, nu sunt vrednic. Sunt un păcătos. Îți mulțumesc, Iisus, de marea Ta iubire și dragoste pe care o ai față de mine. Te laud, Doamne, a Ta să fie slava în vecii vecilor. Amin.